Salutare tuturor! Istoria săptămânii este o nouă producție a televiziunii Canal 33. Începe astăzi și este pusă sub semnul regalității. De ce? Foarte simplu. Fiindcă la 6 februarie 2022 se vor fi împlinit 70 de ani de când cel mai longeviv monarh britanic, regina Elisabeta a II, se află în funcție. În urmă cu 70 de ani, așa cum spuneam, ea se afla într-o vizită de lucru. E un termen pe care îl știm cu toții mai mici sau mai bătrâni, fiindcă se practică și în țările comuniste sau foste comuniste, cum este cazul nostru. Fusese plecată, sau exact, mai exact, era plecată alături de soțul ei, viitorul duce de Edinburgh, într-o vizită într-una din țările din Commonwealth, în Kenya. La 6 februarie 1952, pe neașteptate, tatăl ei, regele George al VI-lea, a murit. Vestea a surprins întreaga lume, fiindcă a fost una, într-adevăr, neașteptată, regele murind în somn. Așa cum am zis, viitoarea regină se afla în Kenya. De acolo ea a cerut și a reușit să transmită imediat un mesaj poporului său, popor al cărui monarh avea să devină oficial de-abia în iunie 1953, fiindcă premierul din acea vreme a Marii Britanii, Winston Churchill, i-a cerut o vreme să nu se grăbească să urce pe tron. Și asta poate să fie o lecție de istorie pentru noi, cei care iubim această materie atât de frumoasă, dar care nu este una ca la școală, ci e una care ne învață cum să luăm de foarte multe ori unele decizii în propriile noastre vieți. Iar Churchill i-a cerut viitoarei regine să nu se grăbească, să aibă un timp de acomodare cu funcția. Parcă ar fi știut omul că vor urma 10 de ani în care această femeie va sta în funcție. Una deosebit de importantă. Ca să vă faceți o idee, regina Elisabeta a II-a a avut în funcție numai puțin de 14 premieri până în clipa în care facem noi această emisiune. S-a întâlnit cu numai puțin de 14 președinți ai Statelor Unite. Cel mai recent este Donald Trump, a cărui vizită la Londra a trecut, așa cum de altfel a trecut prin multe altele, printr-o poveste mereu de cancan, fiindcă Donald Trump e un tip care nu știe să respecte și nu a respectat niciodată blazonul, eticheta. Nu a fost niciodată făcut pentru asta, ceea ce nu se poate spune despre Elisabeta a II-a. Dar să revenim la 6 februarie 1952. La acea dată, regina era foarte tânără. Atât de tânără încât mulți nu au crezut în stare că va reuși să facă față provocărilor unei asemenea meserii, cu ghilimele de rigoare. Regina însă a dovedit că poate să facă și să răspundă multor provocări. Un lucru pe care l-a reproșat, mai în glumă, mai în serios, părinților săi, a fost faptul că nu a fost lăsată să meargă la școală. Pregătirea sa a fost una la domiciliu, cu meditator propriu. Dar Elisabeta II a făcut un lucru pe care nu l-a mai făcut niciun alt suveran. A cerut, după ce a devenit cel mai important om în stat, meditatori. A încercat să înțeleagă cu propria ei minte ceea ce principalii ei colaboratori îi cereau de fiecare dată sau îi puneau în față pe miile de hârtii pe care le primea în mapa regală în fiecare dimineață. A făcut ceea ce puțin alți conducători de stat mai fac astăzi. A încercat să se pună în pielea celui pe care ea îl conduce, a unui om simplu de pe stradă. Evenimentul cel mai important din viața ei, primul de altfel, a fost nunta cu cel care avea să-i stea alături mai bine de 73 de ani. Ducele Philip de Edinburgh, care are o legătură aparte cu România. A fost văr cu ultimul rege al românilor, Mihai I. Cei doi au fost de altfel și foarte buni prieteni. Iar istoria ne arată că ducele Philip a fost și cel care a botezat-o pe primul născut al regelui Mihai, pe Margareta, care este în momentul de față custode al coroanei regale a României. Și după ce regele Mihai a dispărut, cel care a încercat să-i țină locul într-un fel a fost chiar ducele Philip. A recunoscut asta chiar principesa Margareta
În primăvara anului trecut, atunci când în aprilie 2021, ducele Filip ne-a părăsit la aproape 100 de ani. Regina însă și-a fost extrem de marcată, așa cum a fost marcată în ziua anunții sale. O nuntă care a fost una ca în povești, fiindcă nu numai britanici au dorit să vadă în direct această nuntă, ci o lume întreagă. Așa cum, de altfel, în iunie 1953, o lume întreagă a vrut să vadă în coronarea viitorului monarh al Marii Britanii, țară care are un cuvânt și a avut mereu un cuvânt greu de spus în mai toate poveștile care construiesc istoria lumii, nu numai a acestei părți de lume, a acestui continent. Au fost cel puțin 20 de milioane de britanici care s-au uitat la televizor în ziua încoronării reginei și alți 100 în Statele Unite, nota bene. Nu mai vorbim despre ce a fost în cealaltă parte a lumii, fiindcă, așa cum știm, Regatul Unit al Marii Britanii se întinde pe diverse meridiane. Chiar dacă între timp el s-a mai redus, fiindcă declarațiile de independență și istoria în sine nu au întârziat să muște dintr-o parte sau alta a cuceririlor fostului Mare Imperiu, el este, țara, Regatul Britanic, este încă o mare forță și astăzi, în 2022. Ce mai putem spune despre această femeie fără egal? În primul rând că a fost o mamă foarte tânără. A avut 4 copii, de fapt îi are. Cel mai mare e Charles, prințul Charles, care ne este și nouă foarte cunoscut. De ce? Fiindcă are cel puțin 10 proprietăți în România. Cea mai cunoscută e cea de la Viscri, din județul Brașov. Dar mulți români nu știu că prințul Charles și-a cumpărat proprietăți și în județele Sibiu, Covasna sau Maramureș. E atât de atras de Transilvania încât putem spune fără putința de a greși că omul acesta a fost cel mai bun agent, cum se spune, de turism pentru această minunată provincie istorică a României. De când Charles vine constant în Transilvania, adică din 1998, mii de oameni au început să ne viziteze din diverse zone ale lumii. Apoi, au urmat însă și câteva părți mai puțin plăcute pe care istoria fiecăruia dintre noi le consemnează. A fost momentul în care a dispărut ducesa Diana, soția primului ei născut, Charles. Într-o primă fază, poporul britanic s-a cam împărțit, s-a divizat și i-a reproșat multe reginei Elisabeta. I-a reproșat, de exemplu, faptul că nu a fost alături de Nora ei. Lumea abia s-a aflat pe parcurs că, de fapt, regina nu a dorit să se amestece în mariajul fiului său. Ușor, ușor, anumite amănunte au ieșit la lumină și poporul britanic a înțeles că trebuie să-și vadă totuși suverana în cu totul alte culori. A mai fost apoi episodul Brexit, un episod în care ambele tabere, și cea pro și cea contra ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, a încercat aproape în egală măsură să o atragă pe suverană de partea lor. Deși regina s-a păstrat neutră, așa cum de altfel a făcut în multe alte povești pe întreaga durată a vieții sale, se pare totuși că tabăra pro-Brexit a fost cea care a câștigat. Repet, regina nu s-a pronunțat însă niciodată oficial, nici în favoarea rămânerii, nici în favoarea ieșirii Marii Britanii din Uniune. Ceea ce, între timp, s-a și petrecut, fiindcă Marea Britanie este de un an și mai bine, din nou, liberă să-și ia propriile decizii, așa cum de altfel au și încercat cei din partida pro-Brexit să demonstreze că suveranitatea regatului fusese atinsă și ușor știrbită, dacă nu chiar mai mult, odată cu intrarea în UE, de pe vremea în care Margaret Thatcher încerca și chiar și reușea să domine întregul spectru politic de la Bruxelles. Ce ar mai fi de spus? Regina Marii Britanii împlinește 70 de ani, adică jubileul de platină de când conduce destinele britanicilor. Este și șefa bisericii anglicane. Cu alte cuvinte, este egal a unui papă. Mai puțin de 7 papi au fost schimbați la Vatican de când regina Marii Britanii se află în funcție. De la italianul Pius al XII-lea la actualul papă, argentinianul Francisc. Primul, de altfel, care nu vine de pe continentul nostru.
ce ar mai fi de spus? Ar mai fi de spus că regina Marii Britanii are multe cunoștințe despre români. Știm foarte bine, s-a întâlnit cu ultimul lider comunist al nostru, Nicolae Ceaușescu, pe care l-a și primit de altfel la Londra într-o vizită care a fost, bineînțeles, colorată și spusă strălucitor în presa de la București, dar și în presa occidentală. Ceea ce contează în istorie este clipa. Și clipa ne arată că regina Marii Britanii a fost și este una foarte apropiată de poporul său. De la bun început, încă dinainte de a deveni regină, le-a spus alor ei că va încerca să le slujească mereu, că va încerca să pună în practică ceea ce spune, că va încerca să fie o slujitoare a cuvântului și nu a puterii. Există și un episod simpatic cu care aș vrea să închei. Într-o noapte, cineva a reușit să se strecoare în apartamentul ei, acela al reginei. A sunat la poliție și a spus că are un intrus. Poliția nu a reacționat și toată noaptea, regina și intrusul, care nu vrea nimic altceva decât să vadă cum trăiește monarhul său, au stat de vorbă. A doua zi, poliția și-a dat seama că avea de-a face cu un caz serios, a ajuns la locul crimei, l-au săltat pe cel care făcuse imprudența de a vorbi cu regina, dar aveau să-l elibereze foarte repede, chiar la intervenția reginei. Iată un monarh care a fost mereu apropiat de poporul ei, astfel încât la cei 96 de ani pe care îi va împlini în luna aprilie, din ce în ce mai puțină lume se gândește când va ceda această femeie puterea. Toată lumea spune un singur lucru. Atât timp cât va fi capabilă să gândească cu propria ei minte, merită să ne conducă. Pe de altă parte, mai există o singură întrebare după ea. Va fi Charles fiul ei cel care va prelua mandatul, cel care va urca pe tron? Sau regina va face o nouă mișcare surprinzătoare și va încerca să-l determine pe propriul ei fiu să abdice în favoarea nepotului William, care este mult mai bine văzut de generația tânără? Împreună vom vedea, doar aici, la Istoria Săptămânii.